În poligonul amenajat la baza sportivă Michael Klein din Hunedoara au venit zeci de șoferi și de motocicliști pregătiți să afle ce trebuie să facă atunci când conduc pe drumurile publice. Lecțiile de pilotaj au fost susținute de doi instructori maghiari, profesioniști în pilotajul motocicletelor și al autoturismelor. Hunedorenii au văzut că respectarea cu strictețe a normelor rutiere, dar și principiile conduitei preventive pot reduce riscul accidentelor grave. Motocicliștii au fost sfătuiți să nu piloteze fără echipamentul de protecție și să nu se angreneze în competițiile spontane. Din mai am permisul? Și da, în mare parte am învățat singură. Am nevoie de acest curs, da? Nu e periculos? Este periculos. Nu mi-e frică de mine cât mi-e frică de ceilalți participanți la trafic, care bineînțeles că nu ne observă. Sau o fac intenționat râzând. Problema este că circulația cu motocicletele încă nu este acceptată și nu este încadrată în circulația generală. Deci, cei cu mașina, dacă are cineva și mașină și motocicletă, atunci este puțin mai ușor. Dar dacă nu, atunci este mult mai greu că nu lasă, nu se uită dacă vine. Cursul a fost organizat de Clubul Free Bikers Hunedoara, care și-a propus să contribuie la reducerea numărului accidentelor grave în care sunt implicați motocicliștii. Încercăm să învățăm toți participanții să conducă mai bine. Avem alături instructorii din Ungaria, care ei sunt recunoscuți la nivel european și încearcă prin acest poligon, atât pe cei care conduc mașini, cât și pe cei care conduc motociclete și scutere, să conducă mai bine. Unii șoferi cred că problemele legate de circulația motocicletelor pe drumurile publice se datorează neatenției conducătorilor auto, dar și a motocicliștilor care nu reușesc să-și împartă drumul în mod egal. O părere cam proastă față de șoferi, că nu prea sunt atenți la motocicliști, la cei pe două roți. Ce ar trebui făcut ca să fie mai atenți? Legi mai aspre sau... Se uite în oglinzi mai des. Depinde acum și de șofer, și de motocicletă, și de mașini. Sunt disciplinați și cu motoarele, sunt și indisciplinați și cu motoarele. Ce ar trebui făcut ca să fie mai multă disciplină în trafic? Legi mai aspre sau... Nu cred că legi mai aspre, mai bună educație, părerea mea. Șoferii ar fi bine să cunoască unele lucruri elementare. În primul rând, faptul că nimeni nu s-a născut șofer, chiar dacă unora le place să creadă acest lucru și se comportă ca atare. De cele mai multe ori, aceștia ajung vedete de televiziune și, din păcate, îi fac și pe alții. Un alt sfat ar fi să fie mult mai responsabil în trafic. Pentru jumătate de oră câștigată la drum astăzi și 20 de minute câștigate la drumul de mâine, nu merită să ajungem să trăim o jumătate de viață într-un scaun cu rotile. Polițiștii de la serviciul rutier le amintesc automobiliștilor că partenerii de trafic din categoria motocicliștilor, deși sunt mai mici și mai vulnerabili, au aceleași drepturi. Pentru facilitarea deplasării motocicliștilor, șoferii sunt îndemnați să se lase depășiți prin repliere către dreapta și prin netăierea virajelor. Cele mai multe accidente în care au fost implicați motocicliști în județul Hunedoara au avut loc pe drumul Național 7, cel mai periculos drum din Transilvania.